Bine v-am găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial cum adăugăm extensii și marcaje în browserul Google Chrome. Deschidem Google Chrome și dăm pe Google, căutare Google. Și avem două posibilități. Fie dăm pe trei puncte din partea dreaptă, mai multe instrumente, extensii. Și aici căutăm extensii. Fie dăm înapoi Google. Apăsăm pe extensii și apoi jos de tot avem gestionați extensiile. Și iarăși am intrat în locul unde sunt extensiile pe care noi le-am instalat în browser. Acum, haideți să vedem de unde putem instala noi extensiile. Căutăm Chrome Web Store. Mergem pe Chrome Web Store, magazinul Web Chrome. Și căutăm Pinterest. Și ne apară butonul Pinterest salvează. Și dăm adaugă în Chrome. Dar de asemenea, majoritatea website-urilor au și pe site-ul oficial un link pentru a ajunge la magazinul Web Chrome, unde se află extensia. De exemplu, dăm pe Pinterest și intrăm la centrul de asistență și ne zice salvează pin-uri cu butonul Pinterest pentru browser. Vedem că poate fi instalat pentru Chrome, Firefox sau Microsoft Edge. Apăsăm instalează pentru Chrome, magazinul Chrome Web Store și dăm adaugă în Chrome. Se verifică, adaugă extensia și vedem că a apărut Pinterest butonul aici. De asemenea, dacă nu mai vrem extensia aici sus, mergem la butonul Pinterest salvează în magazinul Web Chrome și dăm eliminați din Chrome. Și dăm elimină. Și zice butonul Pinterest din browser pentru Chrome. About Pinterest. Și vedem că se poate descărca din nou. De asemenea, dacă vrem să punem un website la favorite, deschidem website-ul, unde, de exemplu, rededucred.ro, apăsăm pe steluță, marchează această filă. Și unde o vrem să o punem? În bară de marcaje, alte marcaje, alegeți alt dosar. O să lăsăm în bara de marcaje și scriem red.educred.ro și dăm terminat. Și vedem că, de exemplu, acum scriem edu.ro, da? Suntem pe edu.ro. Iar dacă vrem să intrăm de pe site-ul care suntem noi pe rededucred.ro, dăm doar un click și vedem că am intrat pe acest site. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, cred.